Bună ziua tuturor! Sunt Cristina Bercea, PR Manager al Târgului Național Imobiliar și mă bucur să ne revedem la un nou webinar TNI. Astăzi stăm de vorbă cu Paul Tufan, General Manager Start Finance, despre evoluția pieței de credite din România și discutăm despre diferențele dintre creditul ipotecar și creditul nou acasă. Avantajele, dar mai ales dezavantajele fiecărui tip de credit le aflăm direct de la Paul, ce are o experiență de peste 13 ani în domeniul financiar-bancar, coordonând cu succes echipe de vânzări directe și fiind specializat în vânzarea produselor de creditare destinate atât persoanelor fizice cât și juridice. Despre Start Finance vreau să vă menționez că este o companie de brokeraj financiar-bancar ce facilitează procesul de obținere a unei finanțări pentru orice persoană fizică sau juridică, iar echipa s-a adaptat situației actuale și a simplificat tot procesul de obținere a unui credit bancar, mizând pe digitalizarea serviciilor. Bună ziua, Paul, și mă bucur să te avem din nou alături online. Bună, Cristina, mă bucur și eu să fiu alături de voi și să mă aflu aici. În cadrul webinarului TNI pe care l-am realizat împreună anul trecut, începeam discuția cu provocările aduse de pandemia de COVID-19, sistemului de creditare. Cu toții abia așteptam ca acest episod să treacă și să revenim la normalitate. Însă acum avem de-a face cu un război chiar la granița României, ce generează o situație de incertitudine, creșteri de prețuri și scumpiri în lanț. Astfel, în acest context marcat de războiul din Ucraina, care este nivelul actual al cererii de credite ipotecare și cum apreciez că este disponibilitatea instituțiilor financiar-bancare de a acorda astfel de credite? Într-adevăr, anul trecut când ne-am auzit, perioada de pandemie era la un maxim, ca să zic așa, cu un impact major asupra noastră și, într-adevăr, cu incertitudine cu privire la ce urma să se întâmple. Cu toate astea ne-am adaptat și lucrurile au început ușor să vedem lumința de la capătul tunelului, ca să zic așa. Din păcate, exact când trendul era exact cel pe care îl urmăream, au intervenit aceste evenimente pe care nu credeam că o să le trăim vreodată în 2022, în special la granițele României. Într-adevăr, aceste evenimente au un impact asupra vieții noastre în primul rând și implicit și asupra acestei părți care este reprezentată de creditare și de procesul de creditare. Cu toate astea, să știi că nivelul de cerere al creditării din anumite puncte de vedere a rămas cel puțin în momentul ăsta la un nivel destul de ridicat. Într-adevăr, persoanele care erau în căutarea unui imobil, făceau vizionări, nu aveau așa poate o imagine cât se poate de clară asupra ceea ce își doresc, au pus pe hold tot acest proces și sunt într-o perioadă așa de așteptare, urmând să vadă exact cum vor evolua lucrurile și urmând să se hotărească dacă vor face achiziția sau nu. Dar în același timp sunt și persoane care, odată ce știau clar ce își doresc, au continuat procesul. Chiar ultimele zile au fost, pot spune că au fost intense din punctul ăsta de vedere al solicitărilor de creditare care au venit. Și nu în ultimul rând, aici la partea de creditare și de nivel, aș vrea să menționez și clienții care aveau deja contractat un credit de achiziție imobil anterior 2019, da, odată cu creșterea roborului, pentru că ei, din punct de vedere al condițiilor de creditare, s-au raportat la acel moment la valoarea indicelui de referință robor. Odată cu această creștere din ultimele luni, da, semnificativă, majoritatea au dorit să găsească soluții de refinanțare astfel încât să beneficieze de condiții mai bune față de cele pe care le aveau. Adică și aici, la partea asta de cerere de creditare, aș vrea să menționez acest aspect, că este foarte, foarte important. Și instituțiile financiar-bancare au disponibilitate de a da credite? Cu siguranță vor fi, disponibilitatea există, cu siguranță vor fi o serie de modificări care vor avea loc, pentru că în perioada următoare, începând cu 1 aprilie, oricum urmează să intre în vigoare o serie de modificări care vor impacta tot ce înseamnă partea de creditare, dar
Eu consider că piața se va adapta la acest mod, la acest nivel și vom trece și cu, să sperăm că vom trece cu bine și de această perioadă. Pentru că tocmai asta menționai, că urmează niște modificări. Sunt voci în piață care anunță înăsprirea condițiilor de creditare pentru împrumuturile bancare. Ce părere ai despre acest aspect? Păi, cred că imaginea cea mai clară, cum spuneam și mai devreme, o să avem de la 1 aprilie. Pentru că odată cu această dată, pe lângă modificarea indicelui de referință IRCC, care stă la baza calculului de dobândă pentru tot ce înseamnă credite ipotecare cu dobândă variabilă, și va fi la un nivel mai ridicat față de nivelul actual, deci va implicit va însemna o creștere a costurilor. În același timp vorbim deși de modificarea avansului de la minim 15% la minim 25% pentru persoanele care mai dețin un imobil pe numele lor, indiferent de modul în care a fost dobândit, da? Deci nu are absolut nicio relevanță. Și în ultimul rând și condițiile de creditare ale băncilor, care vor trebui să tempereze din anumite puncte de vedere toate aceste aspecte. Rămâne să vedem exact cum vor arăta lucrurile și imaginea clară, 100% o vom avea în perioada imediat următoare. Ok. Cu câte instituții financiare bancare colaborați acum, în prezent? Și care este durata medie de aprobare a unui credit ipotecar? În acest moment, noi lucrăm cu 15 instituții financiar-bancare. Suntem într-o continuă dezvoltare pe partea asta. Ne dorim să avem un număr cât mai mare și aici, la tot ce înseamnă partea de bănci partenere. Dacă ne reportăm la durata procesului de creditare, când vorbim de un credit ipotecar, aici ar trebui specificat faptul că atât timp cât imobilul pe care clientul dorește să-l achiziționeze este finalizat atât din punct de vedere al construcției, dar și din punct de vedere al documentației, că asta este foarte important, adică are acea decepție făcută, da, care este primită la final, atunci tot acest proces poate fi încadrat într-o perioadă de 3-4 săptămâni, aș putea spune, da? Aici, bineînțeles, punând și anumite buffere în funcție de anumite probleme care pot interveni, da? Care diferă de la caz la caz, de la spesă la spesă. Și cam asta ar fi o durată a unui astfel de proces. Adică, ca să dau un exemplu, noi cel mai rapid dosar de creditare, da? Pentru credit ipotecar, l-am avut în aproape 3 săptămâni, 2 săptămâni și aproape 3 săptămâni. Iar cel mai lung, că trebuie să-l spun și pe ăsta, l-am avut în aproape un an de zi. Da? Asta pentru că, cum spuneam și mai devreme, da, sunt anumite probleme care pot interveni de la speță la speță, iar în cazul acela cu un an de zile exista o problemă la imobil care nu a putut fi soluționată mai rapid, de care clientul nu a știut, a trebuit să aștepte să se soluționeze și într-un final s-a rezolvat. Dar dacă imobilul este ok și este finalizat, da, din punct de vedere construcție și din punct de vedere documentație și clientul este ok din punct de vedere financiar, este avizat de către bancă, atunci întregul proces cu siguranță se poate finaliza undeva în jur de 3, să zic maxim 4 săptămâni. Paul, hai să vorbim despre avantajele și dezavantajele programului Noua Casă 2022. Ce trebuie să știi dacă vrei să accesezi un astfel de credit și care este diferența față de un credit ipotecar? Păi, dacă vorbim despre avantaje și de dezavantaje între un credit nou acasă 2022 și un credit ipotecar, din punct de vedere al avantajelor, ar trebui să menționăm în primul rând partea de avans. Pentru imobilele care sunt ca și valoare până în suma de 66.500 de euro, avansul este de 5%. Dacă vorbim de imobile care au o valoare mai mare, de 70.000 de euro, între 70.000 și 119.000 de euro mai exact, atunci vorbim despre un avans de 15%, raportând la programul de noua casă. Deci, implicit, vorbim despre un avans similar cu creditul ipotecar. Și atunci, principalul avantaj pe care îl menționăm când vorbim de noua casă, îl reprezintă partea de avans, dar doar pentru imobile care au o valoare destul de mică. Dacă ar fi să menționăm partea de dezavantaje,
Aici ar fi în primul rând perioada de timp, pentru că vorbim de o perioadă de timp mai îndelungată versus un credit ipotecar. Pe lângă analiza pe care banca creditoare o va face, va exista și o avizare care trebuie să, și o avizare și o analiză care trebuie să vină din partea fondului de garantare. Și atunci tot procesul acesta se va avea anumite modificări care va însemna pentru un client o perioadă mai mare de așteptare. În același timp, cred că principalul risc pe care orice client îl are în momentul în care optează pentru varianta de noua casă, 2022, este reprezentat de faptul că poate să înceapă procesul de finanțare și, într-un final, să nu obțină acea sumă de bani de care are nevoie. De ce? Pentru că numărul de cereri care există la momentul actual este foarte, foarte ridicat, iar toate aceste cereri sunt rezolvate și fondurile sunt alocate pe aceste cereri în funcție de ordinea de introducere a lor în sistem. Și atunci trebuie tu, ca și client, să-ți asumi acest risc. Dacă tu ești confortabil cu acest lucru, atunci go for it. Poți să optezi pentru o variantă de finanțare de noua casă 2022. Dacă ai posibilitatea să dispui de un avans mai mare, atunci cu siguranță varianta de credit ipotecar este soluția care ți se potrivește cel mai bine. Nu în ultimul rând, din punct de vedere al condițiilor, da? Dacă în trecut puteam să discutăm despre niște diferențe destul de semnificative pe partea asta, costuri noua casă sau, mă rog, prima casă, cum era cunoscut înainte, costuri ipotecar, la momentul actual costurile sunt similare, aș putea spune. Există posibilitatea între băncile partenere pe care le avem să obținem costuri din punct de vedere al dobânzii similare cu noua casă 2022. Și atunci totul se rezumă la valoare imobil și implicit valoare avans și timp pe care doresc să-l aloc în acest proces. Da? Astea sunt lucrurile la care ar trebui să fiu atent și în funcție de lucrurile acestea ar trebui să-mi fac temele din postura de client. Da? Noi oferim consultanță pe ambele variante de finanțare, le spunem clienților de la început care sunt plusurile și minusurile, astfel încât să știe exact la ce trebuie să se aștepte. Am înțeles. De ce este recomandat să apelez la serviciile unui broker de credite atunci când vorbim despre achiziții imobiliare? Păi, în primul rând, tot procesul este mult mai rapid. Un broker de credite bine informat, da, îi oferă posibilitatea clientului să aibă acces într-un timp foarte scurt la toate ofertele din piață existente la acel moment. Pe lângă acest lucru, pe lângă partea de rapiditate, îi oferă sau ar trebui să ofere partea de obiectivitate în prezentarea variantelor de finanțare care îi se potrivește cel mai bine. Da? În momentul în care nu reprezinți o instituție bancară, da, și nu vei scoate în evidență neapărat toate lucrurile astfel încât pozitive, astfel încât să aduci pe client doar pe varianta pe care tu ți-o dorești. Îi oferi posibilitatea, spre exemplu, să beneficieze de cele mai bune trei variante, iar între aceste trei variante, mizând și pe partea de plusuri și pe partea de minusuri, poți să oferi o imagine clară cu privire la varianta optimă de finanțare pentru el. Astfel încât, odată ce a început și a finalizat procesul, clientul să fie mulțumit 100% de opțiunea pe care a făcut-o. De asemenea, partea de gratuitate. De ce să apeleze? Pentru că nu va fi comisionat. Brokerii, în mod normal, nu comisionează clienții. Sunt contracte pe care le avem cu băncile partenere, iar clientul nu este comisionat pentru serviciile pe care le oferim. Noi fim plătiți de către aceste instituții partenere pe care le avem. Foarte important de menționat acest aspect. Da. Da. Aș mai vrea să menționez partea de profesionalism, pentru că trebuie să o menționez. Un broker cu experiență, care lucrează cu foarte multe bănci, îi oferă posibilitatea clientului să beneficieze atât în momentul în care începe
procesul de obținere a finanțării, cât și ulterior, cu tot ce înseamnă partea de depozit vânzare, o consultanță financiară non-stop, în care să-i răspundă la orice nelămurire, orice întrebare pe care o are, astfel încât acel client să fie mulțumit de acest serviciu și să aibă o legătură și pe termen lung cu el. Super. Cu ce se diferențiază serviciile Start Finance în contextul general? Ce avantaje concrete au clienții voștri? În primul rând, noi am mizat foarte mult pe partea de rapiditate, pe partea de a intra cât se poate de rapid într-o legătură directă cu clientul. Și pentru acest lucru am mizat foarte mult pe toate variantele disponibile pe partea de comunicare. Am alocat posibilitatea de a avea un consultant care discută online cu orice client care este interesat, care are o întrebare cu privire la partea de creditare. Intrând pe startfinance.ro, ai posibilitatea să setezi o întâlnire online, dacă dorești să meargă lucrurile foarte rapid, și să discuți face-to-face cu un consultant care, în funcție de situația pe care o ai, te va ajuta, îți va oferi răspunsuri la întrebările pe care le ai și dacă vei dori să începi procesul de finanțare și să apelezi la serviciile noastre, da, te va asista pe întreg procesul, astfel încât totul să fie cât mai rapid și cât mai simplu și mai puțin anevoios pentru tine ca și client. Nu în ultimul rând, dacă îți dorești să te vezi fizic cu acel consultant, ai posibilitatea de asemenea să setezi această întâlnire în funcție de programul pe care îl ai, în ziua și ora la care tu ești disponibil, în locația pe care ți-o dorești. Chit că vorbim de biroul nostru, chit că vorbim de biroul clientului, chit că vorbim de un alt loc de întâlnire. Și nu în ultimul rând, pentru persoanele care sunt foarte, foarte ocupate sau care nu vor neapărat să interacționeze de la prima strigare, să zic așa, cu un consultant, au posibilitatea să fie ghidat de către asistentul nostru virtual, Alex, care este programat să înceapă, practic, procesul de creditare, furnizându-ne nouă toate informațiile de care avem nevoie pentru a genera oferta. Da? Clientul, pur și simplu, în momentul în care deschide fereastra de asistent virtual, este ghidat bifând o serie de răspunsuri, astfel încât noi să avem toate informațiile clare cu privire la speța pe care o avem și la nevoia pe care o are clientul la momentul respectiv. Urmând să revenim într-un timp foarte scurt cu toate detaliile financiare către el. Practic, digitalizarea serviciilor a scurtat foarte mult timpul de a se... Păi da, ăsta cred că este principalul beneficiu pe tot ce înseamnă partea de digitalizare, faptul că ai posibilitatea să ai o flexibilitate mai mare către client, să poți să-i oferi cu adevărat acea consultanță de care are nevoie. Nu în ultimul rând, pentru tine, business care faci lucrul ăsta, știi că vorbim de domeniul bancar, chiar că vorbim de domeniul de brokeraj sau de orice alt business, îți oferă posibilitatea să fii mai eficient, da? Și să-ți reduci costurile, bineînțeles. Iar dacă ne întoarcem și menționăm strict partea de proces de creditare și implicit de sistem bancar, pentru că așa sunt asimilate cele două, atunci toată partea asta de digitalizare, da, duce la o imagine, de fapt a dus și încă duce la o imagine mai bună și o percepție în bine a clienților cu privire la tot ce înseamnă procesul de creditare. Pentru că în urmă cu, nu știu, 5 ani lucrurile se desfășurau într-un anumit fel, iar nivelul la care se desfășoară acum este mult mai ok pentru orice client care este interesat de orice tip de finanțare. Și atunci lucrurile astea se aduc un plus de imagine, da, care este foarte, foarte important. Corect. Start Finance participă la următoarea ediție a Târgului Imobiliar, ce are loc în 6-8 mai la Palatul Parlamentului. Sunt curioasă care sunt obiectivele și așteptările voastre la participării la eveniment. Păi, dacă ar fi să mă raportez și la ediția anterioară, da, unde am fost prezenți, pentru noi pot să spun că a fost un real succes. De asta ne aflăm și astăzi aici și dorim să participăm și pentru această ediție.
Cu siguranță, dacă vorbim la modul general, ne dorim să depășim rezultatele pe care le-am avut la ediția anterioară. Dacă ar fi să discutăm la modul concret, în 2021, în cele aproape 3 zile, da, de târg, am avut 70 de solicitări scrise din partea persoanelor cu care am interacționat, da, care au venit direct solicitări scrise către noi, pentru partea de consultanță în obținerea finanțării dorite. Cu un volum total al tranzacțiilor, da, imobilelor care doreau să fie tranzacționate, undeva în jur de 3.200.000 de euro. O parte din ele au fost deja și sunt în curs de finalizare, pentru că o bună parte din imobile încă nu sunt finalizate și încă nu se poate parcurge tot procesul. Și le avem în lucru, da, lucrăm intens la ele și ne dorim ca și anul acesta să depășim aceste cifre. Situația este relativ similară. Încă o dată, anul trecut eram în perioada de boom al pandemiei, acum suntem, din păcate, într-o perioadă relativ similară. Sperăm să trecem cu bine și de acest hop și să ne realizăm obiectivele pe care ne le-am propus. Așa să fie. Paul, o ultimă întrebare. Care sunt planurile voastre de viitor și care crezi că vor fi provocările din piața creditelor pe decursul acestui an 2022? Dacă ne raportăm la partea de planuri pentru noi, da, ne dorim, bineînțeles, să creștem echipa de consultanți pe care o avem și să ne desfășurăm activitatea și în alte orașe importante din România. Ne-am propus acest lucru până la finalul anului viitor, să începem partea asta de dezvoltare. Dacă ne raportăm la provocările pieței de creditare în acest an, cu siguranță aș putea spune că avem oarecum lecțiile făcute, pentru că am trecut în 2020 printr-o situație similară. Cred că principala provocare va fi partea de adaptabilitate, atât din punctul nostru de vedere, cât și din punct de vedere al clienților. Dacă ne raportăm la clienți, da, mă refer la adaptabilitatea pe noile condiții care vor intra în vigoare, începând cu perioada imediat următoare, o să vedem exact care va fi impactul din punct de vedere al cererii. Iar pentru noi, pur și simplu să putem să ne atingem obiectivele pe care ne-am setat la început de an și care, bineînțeles, odată cu aceste evenimente au avut anumite modificări, au fost modificate, dar suntem convinși că o să putem să le ducem la în sfârșit. Mulțumesc tare mult, Paul, pentru prezența în webinarul TNI și pentru toate informațiile oferite. Cu mare plăcere! Vă mulțumesc tuturor pentru că ne sunteți alături online și nu uitați să descărcați în telefon aplicația de mobil TNI. Astfel veți avea acces la ultimele știri și noutăți din piața imobiliară. Mulțumesc încă o dată și vă doresc tuturor o zi minunată!